victorie conturată așa pe final. Cum ați descrie acest joc? Bună seara, da, după prima repriză putem să spunem că am fost norocoși, că am reușit să intrăm la pauză cu rezultat de egalitate. A fost echipa care a controlat jocul, Unirea Dej, o echipă foarte bună, care a pus presiune pe noi cu tupeu, o echipă care mi-a plăcut. Au jucat fotbal, nici noi nu am dat o replică bună, am fost destul de lenți, n-am avut agresivitate, iar... În a doua repriză pot să spun că am echilibrat jocul, în unele momente chiar am controlat și s-a văzut că am reușit să și înscriem de două ori. În a doua repriză nici ei n-au mai creat foarte mult pentru că am și schimbat sistemul, am încercat să schimb la mijloc pentru că în prima repriză am pierdut mijlocul terenului și a doua repriză eu zic că am fost mai bine. Dar trebuie felicitați băieții de la Dej și antrenor tânăr care se vede că și-a pus amprenta asupra echipei. O echipă care își merită locul în acest moment, chiar nu este o surpriză, o echipă care joacă fotbal și trebuie felicitați. Da, să vă întreb, ați făcut 3 schimbări la pauză, nu v-am văzut niciodată procedând astfel, simțeați că nu dominați mijlocul terenului acolo, că e nevoie de mai multă agresivitate? E normal, se vedea că lucrul acesta, că nu suntem bine, pierdem duelurile la mijlocul terenului. Am mai făcut și 4 schimbări la meciul cu Timișoara la pauză. Dacă e nevoie, trebuie să facem, n-are rost să mai așteptăm când ceva nu merge, dar vreau să-i felicit pentru că jocul s-a schimbat total în a doua repriză, pentru că în prima repriză trebuie să cunoaștem, am fost cam jalnici, adică o repriză foarte slabă pe care trebuie să o uităm repede. Nici nu pot să mă bucur foarte mult de această victorie pentru că am luat foarte multe cartonașe și chiar la mijloc. Și Balgiu, ce s-a întâmplat la și Balgiu și Mihăiescu și Pacinel, toți cu câte 3 cartonașe galbene. Avem și foarte mulți accidentați. Chiar mă gândeam în timpul jocului acum pe final ce jucători să am la meciul cu Chiajna. Suntem într-o situație dificilă pentru că avem foarte mulți accidentați. În iarnă e clar că trebuie să reglăm ceva, pentru că în vară n-am avut toți jucătorii la dispoziție să facem o pregătire așa cum trebuie, au fost mulți accidentați și asta se vede pe finalul ăsta. Balgiu ia roșu la câteva minute după ce intră pe teren. Rămâne cu întrebarea pentru ce a primit primul galben. Că nu... Primul galben pentru că a intrat în teren când s-a bucurat la gol. Acum nu știu, poate e meritat sau nu e, dar eu zic că la al doilea a fost un duel, nu știu, umăr la umăr. Jucătorul advers, eu zic că a căzut nasul și s-a lovit. Nu știu dacă, nu pot să spun acum, poate după relori, poate e meritat, dar eu așa, din ce am văzut, la momentul ăla mi s-a părut că nu trebuia să-l dea al doilea gol. V-ați descătușat așa la golul al doilea și v-ați accidentat un pic, cum a fost acolo? Da, am o accidentare mai veche, așa, și când nu sunt încălzit, am problema asta. M-am bucurat, am făcut o mișcare greșită și am problema asta. Victoria asta vă distanțează la 4 puncte față de locul al doilea. E așa o victorie liniștitoare? Da, ne mai, să zic, ne-a făcut să uităm, sau e greu de uitat meciul trecut, când practic l-am avut în meciul în mână. O echipă cu care, nu știu, tot respectul pentru bandurii, dar nu era o echipă care să, nu trebuia să ne bată.